Plecați, prietenii mei! Plecați! Plecați! Pacea să fie cu tine, frate. Și cu tine. Te-am văzut venind de ceva timp. Spune-mi, ai urmat vreo stea ca să ajungi aici? Da, am așteptat ani ca să văd această stea. Și când a apărut, am urmat-o. Călătoresc de multe luni de zile. Vino cu mine, frate. Pielea ta neagră arată faptul că ești din seminția lui Iafet. De ce ai venit aici? Am venit de departe pentru că trebuie să găsesc adevărul. Ce te face să crezi că vei găsi răspunsul aici, printre noi? Vreau să știu secretul începutului tuturor lucrurilor, cum a luat ființă lumea. De ce vrei să afli aceste lucruri, fratele meu? Pentru a găsi pacea. Când eram mic, l-am întrebat pe tatăl meu și pe tatăl tatălui meu. Dumnezeii, mi-au răspuns ei. Dacă chiar vrei să afli, va trebui să îi întrebi. Și au zâmbit pentru că erau siguri că nu o voi face niciodată. Ai mers și ai întrebat, nu-i așa? Da, desigur că am mers. Atunci când am crescut, am mers din templu prin toată țara sperând să găsesc răspunsurile. Dumnezeii nu mi-au răspuns nimic, pentru că erau toți de piatră. Am venit până aici ca să te întreb despre secretul începutului vieții. Vă rog din suflet, dați-mi un răspuns. Însă ei erau tăcuți ca niște bolovani. Apoi s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Am avut un vis într-o noapte. Sau poate viziune este cuvântul cel mai bun. În ea traversam deșertul pe cămilă când a alergat către mine un tânăr cu pielea neagră ca și mine. Am realizat că a fost un miracol. Vrei să știi adevărul? Trebuie să cauți cartea pentru că doar acolo îl vei găsi. Despre ce carte vorbești? Nu am auzit niciodată despre o carte cu adevărul în ea. Este cartea începuturilor. Nu asta cauți? Da, vreau să știu despre începutul lumii mai mult decât orice. Unde găsesc această carte? Ia acest pergament cu desenul muntelui la care trebuie să ajungi. Uită-te la cer în fiecare noapte. Când va apărea o stea pe care nu ai mai văzut-o, urmează-o pentru că te va duce la munte. Acolo vei găsi cartea care îți va explica începuturile lumii, stelelor, animalelor și a tuturor viețuitoarelor. Când m-am trezit, am găsit acest pergament și pe el era desenat muntele pe care suntem noi acum. Privește! Nu am niciun dubiu. Ai fost vizitat de un înger. Un înger? La ce te referi? Ce vrei să spui? Tatăl Ceresc însuși, creatorul cerului, al mărilor și al pământului, stăpânul universului, ți-a trimis o ceată de ființe cerești pentru a-ți arăta calea către cartea începuturilor. Poți să-mi arăți cartea pe care o caut? S-o voi arăta dacă Dumnezeu vrea lucrul acesta. Crezi că ești pregătit? Ceea ce vei citi acolo îți poate potoli seta de cunoaștere sau îți poate aduce mai multe îndoieli. Trebuie însă să crezi totul fără să te îndoiești, pentru că ceea ce este scris în carte este cuvântul lui Dumnezeu. Da, cred că sunt pregătit. Mă voi închina cuvântului lui Dumnezeu fără să mă îndoiesc. Foarte bine. Vino cu mine, frate.
frate, nu știu să citesc. Ce pot să fac? Nu te îngrijora, îți voi citi eu. Ascultă cuvintele sfinte, frate. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis: să fie lumină! Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Și Dumnezeu a zis: să fie o întindere de ape. Și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Și Dumnezeu a zis: să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis: să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători. Dumnezeu a făcut luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis: să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care mișcă în ape, după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis: să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, tărătoare și fiare pământești după soiul lor.
Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Și Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Continuă să citești. Ascult. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. În ziua a șaptea Dumnezeu a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Șarpele a zis femeii:
hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Fructul este bun, delicios, așa cum nu mai este niciunul din grădină. Și apoi îți dă și înțelepciune. Ești prostuță dacă nu-l mănânci. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunză de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: Unde ești? Sunt aici. Te-am auzit mergând prin grădină și mi-a fost frică pentru că sunt gol și m-am ascuns. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat-o să-mi fie alături a luat fructul din pom, Doamne, și mi l-a dat să-l mănânc. Ce ai făcut, femeie? Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom, Doamne. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va strobi capul și tu îi vei strobi călcâiul. Cât despre tine, femeie, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere îți vei naște copiii. Iar tu, omule, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea vieții tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci a fost mama tuturor celor vii. Dumnezeu le-a făcut haine din piele lui Adam și nevestei lui și a îmbrăcat cu ele. I-a izgonit și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtă o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Aceasta este originea universului. Începutul pământului și al mărilor și al cerurilor și al tuturor creaturilor care au fost create. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele pe care le-am căutat toată viața mea.
Au trecut deja 3 luni de când Abel a mers în vale. Ar fi trebuit să se întoarcă deja. Sunt îngrijorat. Locul acesta e un loc bun de păscut pentru turma de oi. Îl auzi? Abel s-a întors. Îl laud pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aici! Tată! 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 Ești aici în sfârșit! O, tată! Imaginează-ți că am plecat cu 30 de oi și m-am întors cu 40. S-au născut 10 mielușei. E minunat! Vin aici, micuțule, vin aici. Vezi? Fiule, te-ai descurcat bine. Să fie binecuvântarea Domnului peste tine. Uite înapoi la mama ta, micuțule. Domnul Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care mișcă pe pământ. Iar tu, femeie, vei mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Tu, omule, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a ascultat. El s-a împreunat cu soția lui și împreună au înfruntat dificultățile vieții. Eva i-a dat 2 fii. Primul a fost Cain, iar al doilea a fost Abel. Cain era fermier. El lucra pământul. Abel era păstor. Mamă, stai jos, pentru că ești obosită. O să avem noi grijă de cartofi. Îți mulțumesc, fiica mea scumpă. Ți-am spus iar și iar să nu mai treci prin câmpurile mele. Ai grijă de turma ta și lasă grânele mele în pace. Chiar dacă trebuie să mergi de 2 ori mai mult, nu mai traversa prin câmpurile Cain. Mele. Cain, ce tot spui? Nu auzi vocea tatălui? L-am auzit. În loc să muncească și să transpire așa cum fac eu, el stă mereu acolo pe piatra aceea și spune din când în când că a vorbit cu Dumnezeu. Aș vrea să știu, îl ascultă Dumnezeu? Chiar îi răspunde Dumnezeu? Este aceea o conversație? Cred că a devenit leneș de când are 2 fii care pot să muncească din greu. Este doar o scuză ca să evite munca. Cain, Abel, veniți aici, fiii mei. Este timpul să pregătim jertfa pentru Dumnezeu. În regulă, mergi acum. Numai de data asta. Data viitoare, când te prind că vei mai trece pe câmpul meu, o să te omor. Acum te-am avertizat doar. Aici, tată, iată jertfa mea pentru Domnul. Dacă îți face plăcere să-i ofer Domnului fructe ale pământului, sunt sigur că va aprecia darul tău. Dar ești fericit? Da, tată, îmi face plăcere, deși mi-a mult timp să le aduc aici.
aș fi preferat să nu o fac. Când muncesc, transpir, lucrez din greu. Așa și trebuie să fie, așa a spus Domnul. În timp ce eu muncesc din greu și transpir pe câmp, tu nu faci nimic, ci stai sub un copac și vorbești cu el. Cain, tu găsești mereu lucruri de care să te plângi. Care este jertfa ta, Abel? Este primul născut din turma mea, să fie plăcut înaintea Domnului. Dacă îl aduci cu bucurie, el îl va aprecia. Domnul poate vedea ce este în inima mea, tatăl. El știe că ea e plină de bucurie și recunoștință. Binecuvântat să fie Domnul mai presus de toate. Binecuvântat să fie Domnul atotputernic. Să fie întotdeauna binecuvântat. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. O, Doamne Dumnezeule, te rugăm să accepți aceste daruri pe care le oferim ca recunoștință pentru dragostea Ta. Adam, unde este Cain? Aceasta nu-i va plăcea lui Dumnezeu. E încă la lucru. Dumnezeu vede ce e în inimă. El nu poate fi înșelat. Cain, fiul meu, ești acolo? Ce mai e, tată? Văd că îți faci bogății, fiule. Tot ce am eu este al tău, tată. Ți-am mai spus asta de multe ori. Nu știu ce aș mai putea face ca să te fac să înțelegi lucrul acesta. Știu, Cain, ți-am spus de atât de multe ori și te-am auzit de fiecare dată. Însă ceea ce faci pare să fie condus de lăcomie și nu de generozitate. Tată, cum poți să spui așa ceva? Totul este spre binele familiei. Desigur. Ori de câte ori cineva are nevoie de ceva de la tine, te plângi și murmuri înainte să oferi. Știu că toți membrii familiei sunt neglijenți și fac risipă, tată. De aceea au mereu nevoie de alte lucruri noi. Păreai nefericit chiar și atunci când ai adus jertfa Domnului, fiul meu. Astăzi am adus un coș cu fructe proaspete, tată. E adevărat, însă nu ai dat cu bucurie. Domnul a putut vedea lucrul acesta în inima ta. Chiar așa? Cum știi tu? Ți-a spus el? Ce ți-a spus despre Abel? Cred că este foarte mulțumit de Abel. Eu muncesc de la răsărit până la apus în câmp, sub soarele arzător, și ofer familiei din roadele muncii mele, și totuși Domnul nu este mulțumit de mine. De ce l-ai născut pe Abel? Abel te iubește, Cain. Nu spune că nu vezi asta. Mereu te laudă că lucrezi din greu la câmp și te admiră enorm. Fiul meu, tu ești fratele lui mai mare, primul nostru născut. Nu-ți fie teamă, tată. Voi face întotdeauna ce-mi spui să fac, pentru că este porunca lui Dumnezeu. Îmi pare bine să aud asta, fiule. Noapte bună. Să-i ajute Domnul să-și țină promisiunea pe care tocmai a făcut-o. Haideți, oițele mele! Haideți! Hai, mergem la pășune pe deal în sus! Haideți! E timpul să strângem oile! Haideți, oițelor! Haideți! Tată! Tată, tată! Nu mă așteptam să te văd până diseară. De ce ai venit aici? Vroiam să vorbesc cu tine despre Cain, fratele tău. El are în sufletul lui un șarpe care îl chinuie. Însă te iubește. Știu asta, tată. Îi voi arăta mereu respectul pe care îl merită. Îți promit.
Ești un om bun, Adel. Fața Domnului să strălucească peste tine. Poți merge acum. La revedere, tată. Cain! Cain! Cine ești tu? Unde ești? Știi cine sunt, Cain, și sunt pretutindeni. Da, tu ești Domnul. Ai vorbit cu Abel? De ce mă întreb lucrul acesta? Ce te îngrijorează? Nu am nevoie să vorbesc cu el. Tu ești cel cu care trebuie să stau de vorbă. Comportamentul tău mă îngrijorează. Vorbește, Doamne! De ce ești mereu trist? Nu știu! Ba știi, schimbă-ți comportamentul și zâmbește din nou. Diavolul așteaptă să te prindă. Trebuie să lupți și să îl învingi. O voi face, Doamne! Voi încerca dacă pot! Voi încerca! Voi reuși oare? Tu care știi toate lucrurile poți să-mi spui... Răspunde-mi, te rog, Doamne, răspunde-mi! Așa, mamă, așa, fetelor. Învârtim, uite așa... Mama, uite că vine Cain. Pare tare mânios. Unde este Abel? Nu l-am văzut. Fiule, în ochii tăi văd sete de sânge. De ce trebuie buta aceea? Mamă, nu te teme. Întotdeauna te îngrijorez și sunt gelos pe el. Nu sunt însă supărat pe el. Vreau doar să vorbesc cu el. Hei! Lasă-l în pace! Oh, ce s-a întâmplat? Pleacă! Ce te îngrijorează, soția mea? Avem 10 mielușei și recolta ar trebui să fie bogată la anul acesta. Cain a fost aici. Îl căuta pe Abel și se purta de parcă ar fi nebun. Atunci ai dreptul să fii îngrijorată. Mă duc să-l caut. Trebuie să vorbesc cu tine, frat. Cain, nu vezi că e ocupat și că mulge oile? Puteți să terminați voi două fără el treaba. Când terminați, duceți laptele la mama. A aprins deja focul. Da, fetelor, terminați voi în timp ce eu mă duc să văd de ce are nevoie fratele meu. De ce ai venit după mine? Am auzit un miel behăind în mijlocul câmpului de grâu. Cred că e al tău.
Mergi pe acolo, eu voi merge pe aici. Unde ești? Unde ești? Ah, aici ești, scumpul meu miel. Te scot imediat din lanț. Mă întreb cine te-a legat. Cine a putut să facă un asemenea lucru? Eu l-am legat, frate! Cain, Abel, unde sunteți? Nu este nimeni aici. Eva, cred că o să mă așez puțin. Apoi mergem acasă. Se vor întoarce ei. Oh, e unul din ei lui Abel. Cum ai reușit să te îndepărtezi așa de mult de turmă? Îmi cunoști vocea? Desigur că o cunosc. Tu ești domnul. De ce mă strici? Spune-mi, Cain, unde este fratele tău, Abel? De unde vrei să știu, Doamne? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce ai făcut, Cain? Nu poți fugi, Cain. Vocea sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ și am venit. Ești blestemat să fugi, Cain. Ești izgonit din ogorul acesta care a înghițit sângele fratelui tău din mâna ta. Ești blestemat, Cain, de sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, nu îți va da roadele. Ribeag și fugar vei fi pe pământ. L-am omorât pe fratele meu, Abel. Nu mă lăsa! Sunt aici, Cain. Vina mea este prea mare ca să sper să fiu iertat. Tu mă izgonești din pământul meu și trebuie să mă ascund de tine. Îmi este teamă, Doamne! Voi fi un pribeac și fugar disprețuit și oricine mă va găsi mă va omorâ. Doamne, ce s-a întâmplat cu fiii mei? Ce s-a întâmplat cu cei doi fii deosebiți ai mei? Nu pot să înțeleg. Un frate l-a omorât pe fratele său. Știu că Abel îți era scump, însă acum mi-am pierdut pe cei doi fii ai mei și sunt doborât de durere. Acum sângele lui Abel trebuie să fie spălat de sângele lui Cain. Oricine îl va întâlni, îl va omorâ pentru a face dreptate. Nu, Adam, eu nu doresc lucrul acesta. Atunci va trebui să trăiască cu vina tot restul vieții lui, iar pedeapsa aceasta este mai rea decât moartea. El nu va găsi niciodată pacea. Oricine îl va omorâ, va avea parte de răzbunarea mea de 7 ori.
Va fi un pribeag singuratic și nefericit până la sfârșitul zilelor lui. Îi voi face un semn pe frunte, așa că oricine îl va vedea, nu îl va omorâ. Și Dumnezeu a creat pământul și l-a umplut cu vegetație și animale de toate soiurile. Și Dumnezeu a creat doi oameni, pe Adam și pe Eva, care însă au păcătuit.
Dumnezeu i-a alungat din Eden. Adam și Eva au avut doi copii, pe Cain și pe Abel. Într-o zi, Cain a devenit rău și gelos pe fratele său și l-a omorât. Și Dumnezeu l-a blestemat. Generație după generație, oamenii au trăit pe pământ. Unii oameni erau nomazi și trăiau în triburi. Alții au înființat orașe. Orașele erau conduse de lideri puternici. Triburile erau conduse de un șef de trib, care era fondatorul familiei, cu soția și copiii săi, nepoții și servitorii. Mulți erau închinători ai Domnului, dar altora nu le păsa de el. Ei venerau soarele, piatra, lemnul, stelele și soarele. Unde este Noe? Unde a plecat? Este pe deal, cu turma. Doamne, Doamne, nu face lucrul acesta, nu-l face, te rog. Noe, slujitorul meu credincios, ascultă. Răutatea omului este mare pe pământ, de aceea vreau să-l șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat. Îmi pare rău să aud asta, Doamne. Îmi pare rău că l-am creat, pentru că pământul e plin de violența lui. L-am creat liber și s-a apucat să facă rău. Doamne, ai dreptate. Ce se va întâmpla cu oamenii buni și umili? Te implor, Doamne, mai așteaptă puțin înainte de a ridica mâna împotriva lor. Mai așteaptă, te rog, măcar o lună. Voi căuta să văd dacă există un oraș sau cel puțin 10 oameni credincioși. Noe, slujitorul meu credincios, voi aștepta. Noe, unde ai plecat? Știi că obosesc atunci când urc dealul. Noe, Noe, cu cine vorbeai? Nu văd pe nimeni aici. De ce ai venit? S-a născut fiul lui Sem. Cel de-al patrulea, merg să-l văd. Iată-l, privește-l. Doamne, copilul acesta s-a născut ca să te slujească. Fă-l un om credincios care nu va îngădui păcatul niciodată. E foarte frumos, va fi ca un leu. Va cuceri pe toți dușmanii lui. Va moșteni oi și cămile. Nu neapărat. De ce crezi că nu va fi așa? Îți voi spune într-o lună de zile. Acum trebuie să plec. Unde mergi? Îți spun peste o lună, atunci când mă întorc. Pleacă, pleacă! Să nu te întorci niciodată! Casa este a mea, înțelegi? A mea! De ce te izgonește femeia? Este fiica mea. Mi-a luat tot ceea ce aveam. A luat tot ceea ce aveam să-i dea soțului ei. Trebuie să-ți plătesc pentru cele 1000 de iepe. 1000 de iepe? De ce vrei să cumpăr așa de mult? Ești foarte curios, prietenul meu. Mă ajută să echipez 1000 de călăreți. Îmi place să mă războiesc. Trebuie să-mi dai 3000 dintre cele mai bune oaiele tale.
Din lâna lor facem haine pe care le putem vinde. Bine, 1000 pentru 3000. Oile tale nu sunt destule pentru mine. Vreau să-mi dai și cele 3 femei frumoase care dansează. Consideră-le ca fiind deja ale tale. Hai să punem mâna pe el. Hai să-l luăm, să-l omorâm. Și-au plătit datoria. Au fost vândute cu familia. Încă sunt ieftine. Dacă vrei, pot să ți le vând. Poți să-mi vii și pe părinții lor? Nu pot, pentru că i-am vândut deja unui fermier. El nu i-a vrut și pe copii, pentru că ei mănâncă prea mult și lucrează prea puțin. Atunci îi cumpăr și pe copii. Pune-i pe spatele măgarilor mei. Vor fi în siguranță acolo. Salutare, pusnice! De ce ai venit aici? Ce vrei să știi? Există vreun loc fără violență? Îți dau un răspuns cinstit, Noe. Ceea ce cauți nu există. Atunci când copiii lui Adam au început să se înmulțească pe fața pământului, Jehova a văzut că stricăciunea omului era mare și că toate gândurile lor erau îndreptate către rău. Asta a văzut Domnul. Am așteptat să spun acest lucru și acum voi pleca. Liniște, copii! Noe! Am vorbit cu pusnicul și l-am întrebat dacă există vreun loc fără violență pe pământ și mi-a spus că nu există un asemenea loc pe pământ. Am ajuns să cunosc pe oameni, Doamne. Voi face tot ceea ce îmi spui să fac, fără să mă opun. Îi voi distruge, Noe, îi voi distruge. Pe tine însă nu te voi distruge, pentru că am văzut că ești credincios. Construiește o corabie din lemn de chiparos și te încuiește cu smoală pe dinăuntru. Vei merge în corabie tu, fiii tăi, soția ta și soțiile fiilor tăi. Vei lua în corabie câte o pereche din toate animalele și păsările, ca să le ținem în viață. Pentru că după 7 zile voi trimite pe pământ potop. După 7 zile voi face să plouă timp de 40 de zile și 40 de nopți, ca să distrug fiecare creatură. Aceasta e dorința mea, pentru că este și dorința lui Jehova. Dar Noe, nu crezi că cei din jur vor râde de noi? Și cei din oraș vor râde de noi când vor afla. Tată, e imposibil. Niciunul dintre noi nu știe cum să construiască o corabie. Jehova m-a învățat cum să o construiesc. Toată lumea știe că te temi de Dumnezeu și că ești înțelept, dar îți vei pierde reputația din cauza asta. Draga mea, reputația mea este fără valoare înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Ți-a spus unde trebuie să construim arca? Nu, știu însă unde trebuie să o construiesc. Pe dealul cu pietre mari. În felul acesta o putem ancora mai bine. Te voi ajuta, Noe. Vrei să te ajut? Desigur că vreau. Tu să taci! Acestea sunt lucruri pe care doar adulții trebuie să le discute. Adulții nu spun nimic. Copiii mei, orice lucru este simplu în viață dacă știi ce trebuie să faci. Eu am ascultat de Jehova în fiecare zi din viața mea și voi continua să fac același lucru, iar voi, familia mea, veți asculta împreună cu mine de El. Aceasta e dorința mea, pentru că este și dorința lui Jehova. Noi te-am ascultat întotdeauna. Tu ești tatăl tuturor. Bunicule, ești foarte înțelept.
Iar tu, ce altceva mai vrei? Tot grâul pe care îl ai. Dacă poți să plătești pentru el, e al tău tot. Te întorci la piață? Nu știu, depinde. Pentru ce ai nevoie de tot acest grâu? Pentru a-l pune pe o corabie care nu va naviga niciodată. E adevărat, doamnă. Mergi și vezi corabia unui om nebun pe vârful dealului. Barca va naviga pe apă. Jehova a spus asta, iar voi veți plânge. Va naviga pe iarbă. Vom râde cu toții. Haide, haide, ține bârna! Haide! Haide, strânge tare! Mai adu-mi aici funie! Învârte bine! Amestecă, amestecă! Ai s-a umplut! Noe? Sara, poți să vezi, corabia este gata. Am lucrat foarte greu, dar totul este cum a zis Dumnezeu. Îmi pare rău să spun asta, dar am dat tot ce am avut ca să cumpăr grâu și semințe. Nu mai putem vinde nimic? Nu, am vândut oile, corturile, caii, totul. Nu mai avem nimic. Acum că ai terminat de construit arca, cum putem continua să supraviețuim? Liniște, nu vreau să mă aud așa ceva. Cum îndrăznești? Pui la îndoială cuvintele lui Dumnezeu? I-am promis că tu și copiii tăi mă veți ajuta să terminăm corabia. I-am promis lui Jehova. Iartă-mă, Noe, iartă-mă. Aproape toți au plătit și cei care nu au plătit vor fi vânduți ca sclavi. Foarte bine! Ți-am adus 18 bucăți de bronz și 2 de aur. Foarte bine! Spune-mi acum despre omul ăla nebun care a construit arca pe vârful dealului. Vrei să știi cum a obținut banii? Da, cum a făcut rost de ei? A vândut tot ceea ce a avut. Și acum ce va face? Când nu va mai avea bani ca să-și plătească datoriile care se vor aduna, cu siguranță va vinde pe cei din tribul lui ca sclavi. Acestea sunt animale sălbatice. Da, Jehova le-a îmblânzit pe toate astăzi, nu vezi? Haideți, intrați în corabie, timpul lui Jehova. Eu voi intra primul. Să mergem, fetelor? Acum a intrat și voi. A intrat toată lumea? Mai vin doi! Îți mulțumesc, Doamne! Facă-se voia ta! Ia tu pasarela!
În regulă. Ce vom face cu el? Nimic. Nu ne pasă de el. Este prea bătrân. Ce faci, fiule? Îmi pare rău, tată. I-am promis domnului că vom sta în corabie până când ne va chema el afară. Ce e greșit în arunca o privire? Doar ca să știm. Apoi o închidem. Am promis lui Jehova că ascultăm de poruncile lui. Am promis. Lucrul acesta nu contează pentru tine? Îmi pare rău, tată. Zilele stabilite de Dumnezeu se vor sfârși. Nu mai avem pâine, Noe. Nu mai contează. Zilele stabilite de Dumnezeu se vor sfârși. Lăudat să fie Domnul pentru această ultimă bucată de pâine. Trebuie să avem încredere în el și să împărțim pâinea ca o adevărată familie. A plouat timp de 40 de zile și 40 de nopți. Apa a acoperit pământul timp de 150 de zile până când Dumnezeu și-a amintit de Noe și de familia lui și de animalele care erau cu el. Și Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ și apele s-au retras și corabia s-a oprit pe muntele Ararat. Merge acum. Corbul a zburat departe, însă s-a întors la corabie pentru mai multe zile. Când apele s-au retras, într-o zi, corbul nu s-a mai întors la corabie. Atunci, Noe a știut că momentul cel mare a venit. Noe s-a hotărât să trimită un porumbel. Și când porumbelul s-a întors purtând o rămurică de măslin, iată-l! Noi a știut că apele s-au retras. Binecuvântat să fie Domnul!
Atunci porumbelul și perechea lui au zburat fericiți spre ceruri. Și acum ce vom face? Vom deschide corabia și vom da drumul tuturor să vadă pământul din nou.